Creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului în această zi sfântă. Această zi sfântă este denumită popular Sfânta Maria Mică, notată cu cruce roșie în calendar, dar și cu dezlegare la pește. Potrivit calendarului ortodox, în fiecare an la data de 8 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Maicii Domnului. Sfânta Maria este cinstită și pe 15 august. La adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea este numită Sfânta Maria Mare. Conform scrierilor bisericești, Fecioara Maria s-a născut în orașul Seforis din Palestina. Unele scrieri menționează că nașterea Fecioarei Maria a avut loc în Nazaret, în timp ce altele susțin că a avut loc într-o casă lângă Poarta Oilor din Ierusalim. Sfinții și drepții Ioachim și Ana sunt părinții Fecioarei Maria, cea care a dat naștere lui Iisus Hristos. Cei doi nu au reușit să aibă copii în 50 de ani de căsătorie. Părinții Fecioarei Maria au fost batjocoriți și excluși de către oameni, fiind considerați sterpi. Soții au început să se roage la Dumnezeu pentru a le da un prunc, chiar dacă erau la o vârstă înaintată. Într-o zi, Dumnezeu a trimis un înger în casa celor doi credincioși, care le-a trimis că vor avea o fică binecuvântată, prin care toate neamurile pământului se vor binecuvânta și prin care va veni mântuirea lumii. Astfel, Sfânta Ana a rămas însărcinată, urmând ca la 9 luni să vină pe lume Fecioara Maria. Prima celebrare a nașterii Fecioarei Maria a avut loc în secolul 6, cu ocazia sfințirii unei biserici din Ierusalim, denumită acum Sfânta Ana, adormirea Maicii Domnului. Fecioara Maria a fost fără de păcat, astfel Dumnezeu a ales-o pentru a da naștere lui Iisus Hristos. A trăit o viață în sfințenie și ascultare față de Dumnezeu, a primit cu bucurie darul și l-a protejat cu ajutorul logodnicului său. Maica Domnului a fost înștiințată de un înger de plecarea ei la ceruri, astfel și-a cerut iertare de la toată lumea, iar apoi a căzut într-un somn profund. Se zice că atunci a coborât Mântuitorul pentru a înălța sufletul ei la cer, spre cunoașterea nemuririi. Principalele sărbători închinate Fecioarei Maria sunt nașterea Maicii Domnului 8 septembrie, intrarea în biserică a Maicii Domnului 21 noiembrie, Buna Vestire 25 martie, adormirea Maicii Domnului 15 august, relatează wowbiz.ro.